Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Oameni dragi și minunați, pregătiți-vă ca să fiți uimiți și surprinși de Johnny Romano! Bună seara, bună seara! Îți place, sărămâinile, o bucurie să vă văd din nou. Costel, te simt în continuare puțin nesigur? Da. O să încep acest moment prin a spune că în ultimele două zile am simțit o presiune interioară extraordinar de mare, știind că vine finala. Ajută și Costel aceste emoții. Haide că e singurul care îl mai am. Haide, activează-te. Nu sunt stand-upper și sunt foarte ok cu faptul că e posibil să nu câștig această finală. Singura mea dorință pe care o am este să nu câștige Cârge. Mai important ca orice, să nu câștige Cârge. De ce, mă? Oameni dragi, oameni buni, nu-l votați pe Cârge. Nu-l înțeleg. A zis-o, băi! Bine! Joc-o pe asta, Mădălin! Nu-l înțeleg. M-am uitat la el și poate să fie român, neamț sau cocker spaniol. Nu-l înțeleg. Mi-e frică, sincer, din toată inima ce ar putea să întâmple cu acești bani dacă cade pe mâna lui. Dacă virgulă cade, mă iertați, că așa încerc să învăț în ultimul timp. Dacă acești bani cade pe mâna lui. Poate să devină popular. Ceea ce e foarte rău, să vede mai mulți oameni în spiritul lui. De azi încolo îmi zic Mirel Romano, să mă rămân. Fratele meu Cârge, iartă-mă că sunt pe capul tău. Nu știu de ce mă uit în sus ca și cum ai murit. Iartă-mă că sunt pe capul tău. Ți-am spus că o să fiu pe capul tău toată viața, pentru că te-ai luat de pantofii mei cu șobolania în picioare de 1200 de Alibaba. Sunt dușmănos, nu am ce să-ți fac. Sunt dușmănos, aia este. E mult. Stand-up dușmănii. Te-ai luat de încălțările lui mă. Te-ai luat de pantofii lui cu șobolania în picioare. Unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în ultimul timp a fost: dă înainte. Dar de foarte multe ori acest dă înainte, dacă este adăugat un mi-asum eu la sfârșit, este superb. Mi-aduc aminte, am primit acest sfat de la maestrul meu: dă înainte, mi-asum eu. La fel cum am primit de la vărul meu când eram pe trecerea de pietoni cu mașina și trecea nevastă și a zis: dă înainte, mi-asum eu. Sfat pe care aș vrea să-i dau și fratelui meu Cârge, că aproape am uitat cum te cheamă, nu știu cum e posibil. Mamă, ce mi-ți te încinge, Cârge! Băi, e bine! Sfatul pe care aș vrea să-i dau fratelui meu Cârge, contrar tuturor diferențelor noastre care le avem, eu că sunt un rom crescut în Ferentari, mai vagabond, eu cânt, am alte astea și el, pentru că este aproape o ființă umană, chiar aș vrea să-i dau acest sfat cu toată inima. Chiar mă înțeleg bine, Cârge, cred că a fost unul dintre prietenii mei real, dintre toți colegii mei în acest sezon de Stand-up Revolution. Ne-am permis glume, am râs în lumea mea unde umblu. Eu nu mi se permite să fiu obraznic, să mă duc la, nu știu, dau un exemplu, să mă duc la Pepe, să zic: Pepe, ce șobolană ai în picioare. Nu pot să fac lucrul ăsta cum aș putea cu fratele Cârge. Ceea ce îmi crește inima în mine, că eu așa sunt crescut în spiritul ăsta. Au, că te-a vorbit frumos. Bine, tot de bine a zis-o la final. Bă, Johnny, te iubesc viața mea. Știi ce a sesizat Johnny Romano și e foarte frumos? Într-adevăr, în foarte puține bresle e permisă chestia asta de a te duce în extrem cu făcutul ăsta de mișto unii de alții și noi facem asta și mie îmi place. De la un timp că m-am făcut mai mare, observ această greutate între bărbați de a avea o conversație plăcută, sinceră, de a putea primi complimente. Așa sunt bărbații, sunt ei duri, sunt... Că dacă îi zici: bă, ce frumos ești astăzi, ce ai, mă? Și de multe ori refuz să mai am această carcasă grea, această carcasă tare în care... Nu, l-am văzut pe tata și zic lui tata: ce jucar te-ai îmbrăcat azi, gosul meu? Ah, ce place la tine! Haide să-l omor pe româncele alea de la Mega, haide! Uite, îți dau un exemplu de reacție bărbătească care chiar nu o înțeleg niciodată, nu pot să o înțeleg. Spune că sunt frumos. Păi spune mai tare, stau și eu. Haide, nu, băi. Te-ai uitat prea așa la mine, nu? Mai zic-mi o dată, gata, stai așa. Haide, spune că sunt frumos.
Mă, Jai! Stai așa, gata, gata. Hai, mai sunăm o dată, gata. Și ultima oară, promit. Mamă, eu nu pot cu voi astăzi. Cârje! Așa se interacționează cu publicul, viața mea. Îi mulțumesc fratelui Cârje pentru acest fair play, ca să zic așa, pentru această înțelegere între semeni. Și hai să ne bucurăm împreună de această finală, fratele meu, până la sfârșit, așa cum e. Să nu ții dușmănie pe fratele tău, că eu te iubesc real, indiferent că ești în felul în care ești. Asta fiind spuse... Asta fiind spuse, vreau să vă reamintesc încă o dată că eu nu sunt stand-upper. Și mi-a zis nenicul meu... Dar nici Cârșe nu e... Și mi-a zis nenicul meu, Connector, bă, Johnny, decât să fii un stand-upper prost ca Cârje, mai bine ești un povestitor bolnav. Mă știe Connector, bă. Și zic, nenicule, ai și tu dreptatea ta. Cârje, te bun, bă, fratele tău, și te iubește. Și aștept să lucrăm împreună în continuare. Vă mulțumesc frumos. E băiat, bă. El nefiind stand-up-uri, cumva se simțea chestia asta. Bă, nu vin aici să deranjez Stand-up Revolution. Și a venit, a fost drăguț, a făcut și rostul ăla cu Cârje. Foarte, foarte simpatic. Maestre, sper că m-ai înțeles. Că te-am învățat tot ce e mai bun. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.